Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Imaginați-vă cât de triști ar fi azi toți șoferii de tigăi de lux dacă mașinile lor ar avea roți ca acum 5.000 de ani. Cu jante de lux din lemn de cedru, să zicem. Dacă n-ar fi roata de azi și ar fi roata de acum 5.000 de ani. Cred că se mai fac de lemn, da. Probabil, că în mod artizanal, da. Să fie, da. Da. Deci, cum spuneam, s-a stabilit, fără inovație, omenirea n-ar mai fi la fel. E important să îmbunătățești mereu, să iei o idee și să o modernizezi permanent, să o adaptezi la noi și noi așteptări. Și cu acest principiu de aur în mintea lor, proiectanții WC-urilor de la grădinița cu program prelungit aripi deschise din Pitești au făcut un formidabil salt înainte în chestiunea progresului la Budă. 3 tronuri în aceeași cabină. Ce tare. Practic, au făcut economie la ziduri. Cum putem să îmbunătățim noi acest concept care este același, ce să spun, de pe vremea romanilor, de pe vremea vespasienelor? O budă, un om, o cabină. Trebuie să facem ceva. 3 bude, 3 oameni, o cabină. Hă? Foarte tare, măi. De 3 ori mai mare eficiența. Și nu-ți place ideea? Ce să spun? Eu doar remarc, vă prezint ideea, trebuie să ne gândim dacă este. Place. De ce? E principiul open space. Eu cred că prima oară s-a făcut cu bucătăria în sufragerie. Și așa, a fost adoptat pe scară largă. Și de ce nu facem și Buda în sufragerie? Când erai mic, erai la grădiniță, îți mai aduci aminte? Auzi, dar știi că unii au făcut grajde în sufragerie. Corect. Adică e open space la grajde în sufragerie? Nu, dar hai să rămânem la WC. Când erai mic, la grădiniță. Da. Nu ți-ar fi plăcut să socializezi cu niște copii? Când erai în cabina și te uitai în sus și ți se părea că are 10 metri. Nu mai aduc aminte. Mamă, ce plictiseală era. Că n-aveam nici telefon mobil atunci, adică era groaznic. Bine, tu și mâncai mult. Era mic pentru a citi. Mergeai des. Eu vreau să remarc că ăsta e un nou sistem de socializare în 2022. Spun, iată, da. Te duci cu 2-3 colegi și haideți, mă, mergem la WC-ul. Da. Cum merg fetele? Știi? De pentru băieți fetele, niciodată n-a fost. Deși nu sunt sigur că n-am intrat niciodată într-un WC de fete, femei, doamne, sunt convins că și dânsele au cabină. Sunt înapoiate ca și ele, ca și bărbații. Nu au privilegiul cabinelor. Da, măi, la adulți, spun, dar multiple. Pentru copii. Da. Un open space cu 3 veci. Eu am și văzut imaginea. N-are nici ușă. Păi asta. Adică e un open space total. Știi, copiilor le place socializarea. Nu trebuie să aibă inhibiții. Ar avea loc de un taburet acolo, să cât se pună tablele. Da. Da. Îți spun că e gândită bine. Da. Deci asta este inovația. La Pitești, de la sala tronului, s-a trecut la etapa superioară, sala tronurilor. Da. Era urze. Game of Thrones, urzeala tronurilor. Aici avem sala tronurilor. Acest triumvirat al WC-urilor, așadar, a fost instalat la grădinița mai sus menționată în urma unor lucrări de renovare și reabilitare care au costat 1,2 milioane de lei fără TVA. Pe principiu, dai un ban, dar faci. Face. La inaugurarea investiției cu 3 WC-uri în aceeași cabină, primăria Pitești a transmis că, și aș dori să citez, se asigură astfel desfășurarea în condiții mult mai bune a activităților educaționale și se deschide posibilitatea de a îmbogăți programul cu noi activități. Iată. Stai mai puțin, înseamnă... Stai, m-am mai uit odată. Deci două sunt puse unul lângă altul și unul e ușor separat. Perpendicular. Eu cred că e pentru 2 copii și un educator. Da, asta este. Deci vor fi activități educaționale noi acolo... Cum ar fi, de pildă, dacă te uiți la imagine, îți dai seama. Frumos. Da, activitatea nu e. Activitatea educațională a împărțirii echitabile a hârtiei igienice, pentru că la 3 WC-uri n-a fost prevăzută decât o rolă de hârtie. Un part frățește. Asta e, prietenul, una nevoie să se cunoaște, una băiatule. Ție, una mie. La propriu. E ca la trifoi. Mă iubește, nu mă iubește. Da. Îmi ajunge, nu mi-ajunge. Exact. Oricum, la Pitești, această inovație neașteptată în privința agrupării WC-urilor, câte 3, să știți că nu cred că este o întâmplare. Adică acolo există un hub, cum e Silicon Valley, în America, aici este WC-ul City, la Pitești, e ceva, domne, e ceva în aer care, știi, stimulează creativitatea în domeniul. Și într-o zi o să reușească, hai să vezi. Da, păi trebuie să... Să iasă pe piață cu ceva. Încercare și eșec. Încercare și eșec. În acest oraș a fost, poate vă reamintiți, am vorbit tot la această rubrică, am vorbit despre ctitorirea celui mai scump WC-ul public din România. Ce e din România? Din Europa, la restul lumii nu știm. Cred că din lume. Da. Nici la Pentagon n-au așa ceva. 400 de mii de euro din fonduri publice s-a făcut WC-ul. Primăria a putut oferi, în schimb, acestor bani, a oferit piteștenilor, care
trăiesc sub presiune, dacă înțelegeți, un WC-ul cu etaj și lift în limba engleză. Liftul în limba engleză, era o imagine la vremea respectivă. Dacă te duci cu presiune și trebuie să iei și liftul... Hello, I need a pipi. Da, și vase de inox cu senzori, pe jos pavele de granit. Să reziste la acțiunea factorilor externe, bă, îmi imaginez. Dacă se întorc romanii, ne găsesc tot aici. Da, exact. Uite, mă, vezi romanii. Da, mă, păpune, ei făceau acum, dacă te duci, unde te duci în Italia, vezi ruinele Imperiului Roman, vezi pasiene. Noi nu prea au mai rămas semne, dar uite, acum am lăsat noi un semn. Peste 2000 de ani, pavelele de granit de la vasele de inox, adică rezistă și la rugină, poate că liftul nu va mai funcționa. Bă, da, pavelele și vasele de inox au o șansă la posteritate, știi? Auzi, dacă rezistă și noua ctitorie, îți dai seama ce o să spună oamenii peste 2000 de ani despre zona asta? Da. Mamă, ce civilizație aveau ăștia. Bă, da, cu noua ctitorie aia de 400.000 de euro a fost un moment dubios când au început să se crape pereții, știi? Și să cadă tencuiala de acolo. Deci ei s-au gândit să reziste podeaua. Bă, da, la pereți nu au avut. Da. Și asta e. E o problemă totuși la WC-ul Galactic din Pitești. Acum era problema asta, că n-am mai verificat, rezolva urgențe în limba engleză și internațional doar cu program, 8 dimineața, 8 seara. Dacă ai o prostată mai slăbuță așa, după 8 seara e... Veșnic închis. Da, veșnic închis, dar asta e, nu există progres fără disciplină, dragi piteșteni, și fără autocontrol. Bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.